La sat se vede mai limpede cât de serioasă este copilăria. Jocurile sunt un proiect asupra structurii lumii, inițiere în ordinea macro și microcosmică, integrare. De fapt, cu mult mai mult. Cu toată dezlănțuirea de libertate și inventivitate, jocul presupune reguli atât de stricte că devine o lume închisă. Copilul se închide în joc, precum omul societății tradiționale, primitive, cu viziunea animistă, care căuta să-și ordoneze mediul. Copiii își ordonează un spațiu și un timp al jocului, se conduc după rigori și sancțiuni. Cel mai mare blam revine nu învinșilor temporar, ci aceluia care ar abandona jocul. Jocul reproduce magic viața pentru a o stăpâni. Este o recreere a lumii, pe criterii valorice mai adevărate, nu degenerate sau deseori false ca în lumea adulților. Comportamentul ludic e sacru, cu roluri serioase sub coaja năstrușnică. Se repetă mereu cu energie, puritate, dar mai ales cu poftă de viață și bucurie, actul străvechi al ordonării cosmosului. Și astfel, joaca și jocul tind spre absolut și etern. Au acele dimensiuni primordiale fără de moarte. Se află mereu înaintea momentului apariției viermelui din măr. Orașul, cu stereotipia și artificiul lui, influențează astăzi și jocurile copiilor de la țară. Cine vrea, ce să-i dăm noi de mâncare, lapte dulce sau cafea, să prindă pe cine vrea. Dar mai sunt încă zone, adevărate enclave etnologice, unde primăvară de primăvară se derulează jocuri tradiționale. Au altă esență și conțin valori de dincolo de cotidian. În Țara Lăpușului din Maramureș, cei mici joacă trasun degete. Alt joc, una și fuga sau pe mânate, ne duce cu gândul și la alte meridiane, la universalitatea copilăriei și la tehnica de însușire a codului cultural prin modalități ludice. Johann Huizinga cu al său Homo Ludens se exemplifică bine în Lăpuș. Ca să nu mai spunem și că orice joc cu mingea era menit la origine să influențeze puterea de urcare a soarelui. După Claudia! Maria! Carina!
Etnograful Ion Mușlea vorbește astfel despre cuplul valorii cosmic-uman, iar, când joacă fetele, despre valorile fertilitate-fecunditate, care conduceau la credința că se face cânepa. Practici magice, înmagazinate în memoria colectivă, viziune armonioasă asupra lumii. Iată și În boi, un alt joc străvechi, care pare a demonstra descendența codului comportamental din Maramureș, în acest caz, din joc, și relația cu repertoriul folcloric al adulților. Conduita sacră primordială se străvede și în seriozitatea cu care fetele culeg ritualic ierburi în cadrul unui schimb cu natura partener. Copiii păstrează acel contract perfect cu natura și animismul stocat în basmele cu regina albinelor, a furnicilor, a peștilor. Toadele, sunt toadele, crească chica fetelor, cât codița iepelor. Eu îți dau pită și sare, tu să-mi dai o chică mare. Eu îți dau pită și nuci, tu să-mi aduci buze dulci. Popelnice, popelnice, eu îți dau pită și ouă, tu să-mi dai coșiță nouă. Toadele, sunt toadele, toadele, sunt toadele. Mentalul colectiv al lumii satelor acordă copilăriei un statut absolut special, al cărui sens s-a pierdut la orașe. La sate, copilului i se dă rolul de mediator între sacru și profan. Aici se întâlnesc firesc creștinismul cu străvechiul testament al neamurilor. Te laud, Tată, Doamne al cerului și pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Va spune Iisus.
spiritul comunitar al satului înțelege să se folosească de puritatea copiilor și puterea lor de divinație. Copiii sunt puși să împlătească ramuri, cununi, să cioplească pomișori de florii, arminden, sângeors, să îmboldească momița ploii cu paparude și caloieni la obiceiurile agrare. Caloiene, deschide portițele, să mai dea ploițele, de când ploaia n-a mai dat, tot pământul s-a uscat și în două s-a crăpat, de când ploaia n-a mai dat. Un fecioraș mic, curat, fără păcate, va fi pus să bea primul din fântână nouă, iar în scenariile de trecere și reîntinerire a timpului, copiii colindă, fac urări, umblă pițărăi și chiraleisa sau călușari în Ardeal, sunt puși să ghicească belșugul țarinelor și măritișul fetelor, să rostească zeci de incantații. Am văzut vaci cu dițăi, oi cu miei, scroafe cu purcei, iepe și cai, holde de mălai. Văzut. Mer cu mere, per cu pere, prun cu prune, nuci foarte și albăuți, găinile cotcozit, cocoșo cântat, bune semne că ne-o dat. De-ați văzut de bună seama? Văzut. De bună seama, tot pe acolo am umblat. De bună seama. Nu am mințit. Nu, că nu suntem mincinoși, suntem oameni sănătoși. Hai, dați în casă atunci. No, bine. Luminile, micile focuri, se sting într-un blid cu boabe de grâu. Grăunțele, lipite, se numără și se face un act de divinație. Se prorocește care țarină va rodi mai mult. La fenomenul morții, în vetrele de sat cu viață încă arhaică, copiii au rol apotropaic. Comunitatea, care și-a pierdut un membru, căută să restabilească echilibrul. La prohod, la împărțeală, se începe cu copiii, nu cu bărbații, nu cu bătrânii. La vestitele mese de moși ale lăpușului, tot copiii sunt primii chemați. Așa se păstrează potențialul energetic și fluidul vieții. Și iată, vine ceasul când copiii încep să aibă luciditate, invers proporțional candorii. Intuiesc că încet, încet pierd acea putere pură din primordii, odată cu creșterea puterii fizice și intelectului. Inviolabilitatea lor se volatilizează. Lumea e infestată de rău și răutate. Chiar la sat fiind, simt adierea singurătății, se tem. Soluția lor este de a se lega cu jurământ, fârtați. Înfârtățitul, învăruichitul, prinsul suratelor sau văruțelor, între 7 și 15 ani, cetele premaritale de flăcăi și fete, se desfășoară primăvara în jurul Paștilor. Rostul lor este nu numai psihosociologic de inițiere și întrajutorare, ci rost existențial împotriva răului, ca frații de cruce din basme. Frate, frate, până la moarte, până când mi-e fi tu frate? Ți-o fi frate până la moarte, m-ai lăsat de pâine, de sare mai bine,
decât să nu fiu frate cu tine. Vezi un grădinuță să ne prindem și noi văruță, vezi umel, vezi superbi, vezi floare de cicoare, să ne prindem verișoare. Și dacă vor izbuti, trăitor fiind pe lume, să-și păstreze pofta de viață, pofta de a face un lucru creator și mai ales bucuria, se cheamă că au păstrat vieții sensul ei. Nu, doar astfel spune și Ecleziastul. O inimă care s-a bucurat, aceasta mi-a fost partea pe lume, unde totul este goană după vânt, zădărnicie, samavolnicie. Vanitas vanitatum, omnia vanitas. Altă fericire nu are omul decât să se bucure și să-și trăiască bine viața. Când află omul bucurie în ce face, dar de la Domnul este, prisos de bucurie să-ți dea inima. Într-un anume fel, la sate, copiii, cu jocurile lor, par a ști asta. Într-un anume fel se pregătesc, încearcă să nu-și piardă starea de sărbătoare, să ducă de la tinerețe la bătrânețe o viață fără moarte.